În prag de sărbători, școala gimnazială George Vâlsan din Amara a avut oaspeți de seamă. 5 profesori din Turcia, Estonia și Lituania au vizitat instituția de învățământ ialomițeană. Școala din Amara este membră a unui proiect european Erasmus, care vizează protecția mediului înconjurător prin acțiuni de ecologizare desfășurate de către elevi. Cadrele didactice de la școlile partenere au venit în România într-o vizită de lucru în cadrul acestui proiect. We try to reduce it 7%, but just for this 7%, all 7.57 tons. Each country will sing that song in Turkish, and then we are going to combine this song. Fiecare țară va cânta acest cântec și apoi o să combinăm câte o strofă din cântec. What is the song about? The song is about nature. And it's very popular in Turkey. This song is very popular in Turkey. Și este foarte populară în Turcia. Everything begins with a seed and then a tree and then forest. Our project taking inspiration from motto "Live well within the limits of our planet." It's about nature, environment. We love nature, we love environment. Natură și despre protecția mediului înconjurător, despre reciclare. And recycling, reusing, and refolosire, reutilizarea resurselor. And we got a lot of national and also international awards after that project. And then we decided to change it into Erasmus project. Și au câștigat mai multe premii cu acest proiect și atunci au decis să acceseze acest proiect Erasmus, să-l transforme oarecum într-un proiect Erasmus. Yes. And the project was so successful that I was invited to Belgium to introduce our project. I had a chance to introduce our project in Belgium. Proiectul a avut un succes atât de mare încât a fost invitată special în Belgia pentru a încerca să-l implementeze personal acolo. And using that tools for improvement for digital skills of participant for teachers and for students, and we are going to prepare school environment strategy. Una dintre părțile inovative este utilizarea abilităților digitale pentru profesori și pentru elevi. To join EcoSchools network și să organizăm o rețea pentru școala ecologică. We really love nature and we want to do something about nature. We have got some problems about nature. First of all, if we educate our students personally, we can save the world. We believe this. Că asta este soluția și credem că acest proiect poate să salveze planeta, dacă va fi implementat, bineînțeles, cum trebuie în cât mai multe școli. Deci, la început, proiectul a fost e-twinning. Asta înseamnă că profesorii din Uniunea Europeană accesează o platformă, ei cad de comun acord acolo asupra unor teme, le dezvoltă în proiecte, în primă fază, cumva virtuale, după care acesta a fost foarte bun, tocmai de aceea a participat la acel concurs și a câștigat acel premiu, după care, atunci când ideile chiar sunt consistente și importante și relevante, ele se transformă de obicei în proiecte Erasmus, proiectele acestea de cooperare, cum este și cazul proiectului Amara. Deja Amara este la al doilea proiect și pentru asta îi felicităm din tot sufletul. Nu este ușor, dar este foarte important și proiectele Erasmus tocmai asta fac. Produc acele modificări la nivelul cadrelor didactice și mai ales al elevilor. Despre asta e vorba și în cadrul acestei teme foarte generoase și actuale de protecția mediului. Cei 5 dascăli din străinătate au fost plăcut impresionați de sistemul de educație românesc și de primirea caldă pe care copiii le-au făcut-o. Your school education system is so well organized.
Așa cum am văzut de dimineață, am tras concluzia că sistemul dumneavoastră de învățământ este foarte bine organizat, foarte bine structurat. And especially in the primary level, they learning writing so neat. mai ales la nivel de școală primară, scrisul i-a impresionat într-o manieră plăcută, foarte frumos. Li s-a părut că copiii scriu foarte frumos. I think the people and the children are like a lot more energetic. We are so calm and I really like to be here because they have a lot of activities like dancing involved in lessons. So consideră copiii de la noi din școală puțin mai energici decât acasă și i-a plăcut să fie aici, să se afle printre noi și a considerat că este o manieră plăcută de integrare a dansului și cântecelor în timpul orelor, în timpul orelor pe care le-a văzut la noi în școală. I have been to Romania several years ago. Am fost în România acum mai mulți ani și and the most important thing which I found here are very kind people. They are very helpful. They are very sweet and very warm. So I think it's the treasure of Romania. Și am găsit aici oameni foarte calzi, foarte plăcuți și apropiați și cred că asta este comoara României. Elevii din Amara au fost implicați de-a lungul timpului în numeroase acțiuni de ecologizare, iar acesta este cel de-al doilea proiect Erasmus de care se bucură unitatea de învățământ. Sperăm că acest proiect să aducă ceva nou în conștiința și în comportamentul elevilor noștri și am vrea să credem că experiența noastră se va extinde și aceste lucruri să prindă, să aibă impact și în comunitate. Proiectul prevede, printre altele, schimburi de experiențe realizate în cadrul unor vizite ale profesorilor și elevilor în școlile partenere din cele patru țări membre ale proiectului.